fiecare artist vine cu, cu trecutul lui, cu lucrurile care l-au impresionat și pune asta în muzică sau în pictură sau forma pe care și-o alege. Și aia bun sunt unici. Aia sunt acolo, copy-paste, un hit de o vară, îi vezi, adică deschizi televizorul, te uiți, încă unul care merge la plajă, înseamnă, face bine, e. Ok, și la nu mai știe nimeni de, de, acel, de acel cântăreț. În vorbire, în public, lucrurile sunt, sunt la fel. Fiecare întrebare are stilul său de a vorbi. Și cel mai bun mod de a-l descoperi este de a vorbi. Vorbești și începi să vezi despre ce vorbești, care sunt temele care te atrag. Mulți oameni mă întreabă, bine, dar este importantă tema sau ce ar trebui să spun sau cum ar trebui să spun. În primul rând, uitați de trebuie. E vorbit în public. Aici sunteți voi pe scenă în fața oamenilor și vreți să aveți o conexiune cu ei. Nu trebuie să o aveți. Vreți voi, vă doriți acea conexiune. Oamenii se pot conecta cu voi. Nu cu o mască, nu cu un rol pe care îl jucați, nu cea care trebuie să faceți. Încerc să fiu ceva. Nu. Tu ești tu acolo pe scenă. Ideea este că tu devii din ce în ce mai bun și devii o versiune din ce în ce mai bună a ta pe măsură ce exersezi, ce integrezi niște lucruri în, în exercițiul tău, niște elemente de teorie care le pui în practică și vezi cum merg. Dar tot tu rămâi acolo. În momentul în care încerci să joci un rol, încerci să fii altceva, lucrurile se, se strică. Și tema, bineînțeles că este importantă. Poți vorbi bine și te poți conecta cu audiența dacă îți alegi temele care îți plac. Dacă îți alegi niște teme impuse, da, se întâmplă la muncă, în alte locuri, teme impuse, e, acolo, evident că există o provocare. Nu să mai poți fi excepțional pe o temă impusă. Dar poți fi bun sau chiar foarte bun în momentul în care te simți confortabil cu tine. Și confortul ăsta vine din practică. Vine din a veni aici, pe scenă, în fața noastră și a vorbi. Și în momentul în care te simți bine cu temele cu care ți-ai ales tu, cu pasiunile tale sau cu orice subiect ai ales să vorbești, când vine o temă impusă, deja ai încredere în tine și te poți juca și poți face un speech interesant. Și mai e o chestie. E o chestie de obișnuință. Fie te obișnuiești să faci speech-uri proaste, mă duc acolo, văd ce o să iasă. Și asta e un speech prost, în marea majoritate a cazurilor. Fie te obișnuiești să faci speech-uri bune. Mă pregătesc, mă duc acolo și o să am un speech excepțional. Și de fiecare dată faci asta și îți crezi o obișnuință. A fi bun sau a nu fi bun. E o obișnuință. Dacă îți creezi obișnuința de a fi bun și când vei avea un speech pe o temă impusă, o să lucrezi poate un pic mai mult, o să te chinui să găsești o abordare bună, dar s-ar putea să găsești unghiul de prezentare a acelei teme cât să fie un speech foarte bun și să transmiți ceea ce ți-ai propus să transmiți. Și în momentul în care te simți confortabil pe scenă și începi să te joci cu vorbitul în public, încerc un pic să depășești limitele pe care teoria, să spunem, le zice că le ai. Teoria s-ar putea să zică că e bine să gesticulezi, altă teorie s-ar putea să zică că e bine să stai, poate chiar în spate unui podium. Și așa mai unui, cum se cheamă? Pupitul, exact. Pe podium stai și în spate unui pupitul. Depinde de teorie. Dacă vreți să vă dau orice idee pe care vreți, o aveți voi în vorbită public, pot să vă dau link-ul cu sursa care compate ideea. Teoria se bate cap în cap. De ce? Fiindcă este ceva foarte personal. Și fiecare vine cu experiența lui personală și spune, măi, mi-a așa, mi-a mers, mi-a mers, mi-a stau la pitul. Atunci, toți studenții erau în sală, asta este un discurs. E 30 de ani, așa îl fac, așa vine. Vine altul și spune, domnule, la noi în America aici, dacă nu îi faci să râdă, e pierdut, domnule. Vine altul și spune, măi, trebuie să țip, să mori. Și fiecare are realitatea lui. Măi, așa trebuie. Nu. Așa ți merge ție, așa ți-a mers ție de 20-30 de ani. Asta este stilul tău. Este stilul tuturor. S-ar putea ca din stilul tău să se inspire cineva. Ce părere aveți voi despre inspirat? Inspirat egal copiat? Care e diferența între a te inspira și a copia? Hai să vedem, deci câte o părere. Mână sus și vă dau cuvântul. Cine are o idee, te rog. Completat cu ideile tale. E o idee și o completez cu ideile tale. Daniel? Te inspiri și adaptezi stilului tău în ideile din... Adaptezi? Exact. Asta e chestia asta. Școala românească, am lucrat cu mai mulți tineri și acum o să am plăcerea să lucrez cu și mai mulți. Și
mulți dintre ei au impresia că au avut un discurs fain, îl copiază, vin la noi, îl spun cuvânt cu cuvânt, poate nu spun că John a făcut aici în New York, că totuși sunt nebine, știi? Și asta e speciul meu. Că i-a mers bine, bine, am fost acolo în sală și l-am auzit și a fost foarte ok. E o modalitate și în context de speaker elit puteți să experimentați cu ea, să vă jucați cu ea. Nu este cea mai fericită modalitate însă în fața unui public mare, fiindcă oamenii nu se pot conecta cu un actor. Oamenii se pot conecta cu tine, care vorbești despre pasiunea tale din interiorul tău, care poate e o idee, e o poveste, e o metaforă de acolo, dar o adaptezi la trăirile tale și la lucrurile care te inspiră pe tine. Dacă tu ești inspirat, poți să inspiri și pe ceilalți. Dacă tu ești motivat, poți să-i motivezi și pe ceilalți. Dacă doar repeți niște lucruri, e mai greu. Și sper să fiți inspirați și să ne transmiteți și nouă inspirația voastră. Fiindcă dacă sunteți autentici și aveți stilul vostru, puteți să vorbiți foarte bine. Și asta îmi doresc să țin timp. Sper foarte bine.